seara. Numele meu este Georgiana Raluca Trandafir, sunt managing partner al Trandafir și Asociații și în această seară sunt gazda dumneavoastră la dezbaterea cu numărul 374. Și pentru că dezbaterea nu se poate face pe unul singur, îi am alături de mine virtual pe Alina Armeanu, partener fondator la Armeanu & Partners, Lawyers Hub, cu experiență de peste 15 ani ca avocat pledant. Bine ai venit, Alina! Bună seara! Bine te-am găsit! Pe Gigu Firu, director parteneriate strategice la Millennium Insurance Broker, are o experiență de peste 20 de ani în asigurări și sunt convinsă că experiența lui ne va lămuri ce facem noi cu asigurarea de malpraxis, la ce este utilă. Bună seara și bine ai venit alături de noi! Bună seara, bine v-am găsit! Și nu în ultimul rând, îl am alături și pe Mihnea Stoica, partener coordonator la Mihnea Stoica și Asociații. Este consilier în cadrul Baroului București și profesează în domeniul dreptului penal de peste 20 de ani. Bună seara, Mihnea, bine ai venit! Sunt română, bună seara, mulțumesc că m-ați invitat! Cu mare drag! Eu zic să începem o dezbatere care are ca temă răspunderea civilă a avocatului. Și vom începe cu Mihnea, care ne va lămuri care este natura juridică a acestei răspunderi. Este o răspundere civilă? Este o răspundere delictuală? Fiind penalist, așa cum ai recomandat, sunt tentat să spun că natura juridică a eventualei răspunderi, eventuale, subliniez, răspunderea avocatului, ar putea fi delictuală. Am citit și o opinie potrivit căreia răspunderea delictuală este drept comun pentru toate răspunderile și avem, găsim în jurisprudență și opinii potrivit căruia avocații răspund contractual. Și acum să vedem pentru ce am putea răspunde, pentru ce categorii de răspundere ar privi activitatea avocatului. Și ar trebui să identificăm incidente sau nu incidente, ar trebui să identificăm izvoarele pretențiilor pe care le formulează clienții, presupun, împotriva avocaților. Am avut o rezervă în a spune clienții, pentru că de multe ori avem co-contractant și client, pentru că contractele noastre de asistență juridică sunt exemplu clasic în teoria obligațiilor în ceea ce privește stipulația pentru altul. Și atunci stau să mă gândesc cine ar putea să angajeze răspunderea avocatului. Pe ce cale, ce fel de răspundere ar putea angaja. Și am găsit o speță pe care o calific ca fiind foarte interesantă. Nu pot să spun că este foarte nouă, e din 2017 și rămasă definitivă în 2018, în care s-a angajat răspunderea unor avocați. S-a angajat răspundere contractuală. Dacă îmi permiteți să povestesc pe scurt despre ce e vorba și încerc să păstrez cât mai mult secretul asupra identității colegilor care au fost vizați de acțiunea asta. Colegii noștri au fost angajați într-o procedură de insolvență în care termenele de recurs sunt scurte, sunt de 7 zile și au ratat un termen împotriva unei soluții a judecătorului sindic, prin care era obligat la plată clientul lor la o sumă consistentă de ordinul a 200.000 de lei. S-a evidențiat în cursul procedurii desfășurate împotriva avocaților și vorbim de o procedură judiciară. Nu avem nicio relație, nu avem nicio informație despre proceduri intraprofesionale. O angajare a răspunderii disciplinare a avocatului, eventuale contestații la onorariu sau alte remedii prevăzute legea 51, s-a mers direct în instanță și s-a angajat răspunderea contractuală a avocaților. Acțiunea clienților a avut două capete. Primul capăt a vizat restituirea onorariului și a fost respins ca inadmisibil în contextul în care clientul nu a cerut și rezoluțiunea contractului. Al doilea capăt a vizat obligarea avocaților la plata întregii despăgubiri la care au fost obligați. Surpriza este că tribunalul inițial, confirmat de Curtea de Apel în tare de atac, a obligat
avocații să plătească jumătate din această despăgubire. Dar cum au determinat? La jumătate și nu la 25%, 75%? Care a fost raționamentul? Excelentă întrebare. Tribunalul a avut în vedere, a avut chiar o argumentare răpitoare, seducătoare, din punctul meu de vedere. Și a spus că aici este vorba de răspunderea pentru pierderea unei șanse. Și a aplicat regulile din materie, respectiv că răspunderea poți fi obligat să pună la concurență a valorii proporționale cu probabilitatea de a câștiga. Și acum revin la întrebarea pe care tu ai formulat-o, cum a stabilit tribunalul că aveai jumătate șanse să câștigi? Și aici ar fi foarte simplu, am putea spune că este de două feluri, care se pierd și care se câștigă 50-50. Dar, la modul serios, tribunalul a stabilit într-o argumentare foarte civilizată, că a presupus că avocații erau de bună credință și că au evaluat în mod onest șansele ca să ne fie admisă calea de atac pe care o execută. Chiar caut acum motivarea în pasajul acesta și pot să mă ajut pentru că mulțumesc. Ajută colegul meu, Vlad Popovici. Bun. Pare ținut că avocații sunt de bună credință și că au evaluat ei. A spus, a stabilit de la bun început tribunalul că nu se poate subroga instanței de control judiciar din cauza respectivă și nu poate să evalueze direct din speța respectivă probabilitatea ca acea cale de atac să fi fost admisă sau nu. Și atunci a plecat la o prezumție simplă, unde a enunțat că avocații sunt de bună credință, că dacă au recurs la promovarea căii de atac, au estimat că aveau oarecare șanse, pe care le-a evaluat tribunalul ca fiind de 50%. Acum mă gândesc de ce a evaluat tribunalul 50% șansele, când putea să le evalueze, ținând cont de statistica judiciară, un raport de procentajul în care sunt admise căile de atac în materia respectivă. Poate era 4%, 6%. Poate. Evident, înțeleg că tribunalul nu putea evalua calitatea hotărârii pronunțate de judecătorul sindic atacate de colegii noștri. Evident, nici noi nu ne caracterizăm munca unul altuia, ne presupunem a fi profesioniști și nu enunțăm opinii defavorabile colegilor noștri, probabil că la fel a procedat și instanța respectivă fără să evalueze legalitatea și temeinicia hotărârii pronunțate de judecătorul sindic atacate de colegii noștri părâți în cauza respectivă. Dar aș, cum să spun, aș, aici aș critica, nu știu, nu înțeleg de ce colegii noștri nu au formulat apărări în sensul ăsta, nici pe ei nu pot să-i critic, dar mi se părea un foarte bun reper, mi se părea statistica judiciară care îmi spunea cât la sută din căile de atac promovate împotriva hotărârilor judecătorului sindic sunt admise. Și în raport de chestiunea respectivă, eventual am fi putut discuta, hai să ne imaginăm un probatoriu, un schimb de mail-uri între avocat și client în care se estimau șansele de reușită și să aibă în vedere acea estimare, poate mai mică sau poate mai mare decât statistica respectivă. Nu dați-mi voie să vă citesc. Dai clientului șanse pe care argumente, nu are șanse. Da, absolut. Niciodată nu Sunt adeptul estimării șanselor. Da. Vrem, nu vrem, la un moment dat ajungem la o estimare de astea. Oricât am urmărit să o ocolim, oricât intenționăm să punem în lumină argumentele și să evităm o asemenea apreciere, totuși, în multe cazuri, până la urmă, ajungem la o asemenea estimare. Acum, dați-mi voie că am identificat pasajul care ne interesea. Respectiv, probabilitatea evitării pagubei trebuie raportată la împrejurările speției, pe de o parte, pierderea litigiului în primă instanță, iar pe de altă parte, finalitatea căii de atac, și anume, desființarea hotărârii nefavorabile, inclusiv atitudinea părâtei care s-a angajat să redacteze apelul, apreciind la momentul încheierii contractului că demersul are șanse de succes. Pentru că se pornește de la prezumția că părâta, în exercitarea profesiei, acționează cu bună credință
și că nu s-ar fi angajat la un demers procesual nelegal sau lipsit de temeinicie. Iată cum, plecând de la o prezumție cât se poate de elegantă, a ajuns tribunalul să oblige colegii noștri la plata a jumătate din despăgubire la care clienților au fost obligați. Și atunci se pun mai multe probleme. Lăsăm la o parte, să spun, ineditul. Sper că v-am captat cu speța pe care am citat-o. Da? Lăsăm la o parte ineditul, mai pun niște probleme. Oare împotriva cui a fost îndreptată această acțiune în pretenții? Împotriva societății civile de avocați sau împotriva avocatului? Sper Ca că să reelim tot. s-a atras răspunderea civilă contractuală, ai spus mai devreme, și contractul Exact. presupune societatea. Da. Merg logic. Observație corectă, evident. Vreau să elimin suspansul și să zic că acțiunea îndreptată împotriva avocatului a fost inadmisibilă, dar vă spun, nu trebuie să tragem, să ne pripim, să tragem o concluzie din, să generalizăm, pentru că acțiunea nu a fost îndreptată împotriva avocatului care a pierdut termenul de declarare a căii de atac, ci a fost îndreptată personal împotriva coordonatorului societății de avocați care a făcut dovada că nu a lucrat în cauza respectivă. Contractul de altfel evidenția că asistența și reprezentarea urma să fie asigurată de alt avocat, un asociat din cadrul societății. A fost Și chemat atunci. în garanție avocatul care lucra? Nu a fost. Da, nu cred că suntem aici să analizăm, să facem procesul etapei, ca să spun așa. Era o curiozitate personală și mai am una, dar te las să termin și. Doamne ferește, te rog frumos, încurajez, enunță curiozitățile, întreabă-mă și răspund cu plăcere. Spunem dacă s-a invocat o necompetență generală a instanțelor, pentru că contractele noastre avem o clauză de arbitraj, de regulă, la barou, și un arbitraj instituționalizat, și atunci ar trebui să se decline de la instanță. Excelentă observație, dar acum ar trebui să ne uităm cu atenție asupra clauzei efective pe care mulți colegi se bazează, zic eu, fără temei. Eu aș susține că dispozițiile articolului, o să spun un contract acum să identific exact și clauza, dar dispozițiile respective se referă la posibilitatea de a deferi litigiul curții de arbitraj. Nu spun că vor fi soluționate de curtea de arbitraj. Termenul pe care îl folosește modelul nostru de contract este poate fi deferit curții de arbitraj. Numai o secundă. Deci observația a fost excelentă și nu pot decât să te felicit, dar din păcate se aplică numai celor care operează modificarea necesară în contractul de asistență, modelul de contract de asistență juridică. Așa, în momentul ăsta sunt. Regulilor de arbitraj și regulilor de procedură promise de lege și profesiei, că sunt cu dreptul în față, cu Da, exact, dar care. atunci mă uitam la 4.7, toate litigiile, da, 4.7, corect. Nu? No? Toate litigiile pot fi supuse. Nu vor fi supuse. Da, dar pot nu înseamnă opțiune, poate să însemne o capacitate, că a putea de acolo vine. Sunt deschis oricărui argument. Interpretarea pe care o dau acum, la prima vedere, fără să ascult argumentele tale, dar sunt convins că ai putea să mă convingi de contrariu și mi-ar conveni să-mi furnizezi un argument care să mă convingă de contrariu, care ar atrage mult mai mult în profesia noastră, da? Ne-ar credibiliza și chiar eu chiar vă recomand, recurgeți la Curtea de Arbitraj. Curtea de Arbitraj este compusă din colegi specializați. Am avantajat fără să vreau pe Cornel Popa, colegul și prietenul meu din facultate, dar vă dau niște exemple de colegi care funcționează în materia arbitrajului și care sunt convinși, cum să spun, sunt convins că în timp vor asigura curții de arbitraj organizate de Baroul București o reputație, vor asigura o eficiență acestei curți, ce să mai, cred că vor dezvolta curtea asta. Și atunci vă încurajez să recurgeți la treaba asta. Însă, mă întorc la 4.7 care spune pot fi, interpretarea pe care o dau este că nu am o clauză compromisorie perfectă, țineți minte, eu lucrez în penal, nu lucrez în civil, dar o să, nimic nu mă împiedică, specializarea nu interzice să-mi dau cu părerea și în alte materii,
clauza compulsorie nu este perfectă și presupune acordul ulterior al clientului de a deferi litigiul regulilor de arbitraj și arbitrajului organizat de către barou. Da? Formula asta depinde totuși, în opinia mea, despre un acord viitor al clientului. Dacă aș modifica și avem suficiente contracte în care a fost sesizată cu succes curtea de arbitraj, organizată pe lângă Baroul București, în contracte în care clauza asta a fost modificată în sensul că se dispune că litigiile privind nașterea, încheierea și așa mai departe sunt deduse, vor fi deduse categoric, vor fi deduse regulilor de arbitraj și curții de arbitraj și organizate de Baroul București. Cealaltă chestiune la care, în care interpretasem întrebarea inițială și amintesc, întrebarea inițială viza dacă a fost sesizat și alt organ. Și te-ai gândit la curtea de arbitraj, care exclude competența instanței. Eu mă gândeam și la altă chestiune, că competența pe onorariu, țineți minte, erau două capete de cerere, competența pe onorariu revine exclusiv decanului baroului, cu cale de atac la Consiliul Baroului, a cărei hotărâre este definitivă. Pe urmă am putea discuta dacă aceste acte pot fi atacate în contencios, tribunal și curte de apel. Discutăm și de treaba asta. La asta mă gândisem, însă m-am bucurat și mai mult că ai pomenit de curtea de arbitraj de pe lângă Baroul București. Și, cum spuneam, nu suntem aici ca să discutăm, cred eu, despre apărările pe care le puteau face atât reclamantul cu care evident nu țin, cât și colegii noștri cu care țin, dar care m-au cam necăjit că au omis să exercite anumite apărări. La urmă a fost alegerea. Te rog, repete, că am înțeles întrerupt, s-a auzit întrerupt. Am zis că a fost, până la urmă a fost alegerea lor. Absolut. Rămânul de la păcată la procentul de 50%. Da. Seamănă dilema hamletiană, a fi sau a nu fi, cu șanse egale să fie sau să nu fie. Da. Admis și atunci... Dar întrebarea este, curtea de apel, care este aceeași secție care judecă apelul, ar fi judecat apelul aici, litigi între profesioniști, dar și apelul împotriva hotărârii comitetului de judecătorul sindic, nu s-a uitat pe hotărârea care ar fi trebuit atacată și n-a fost atacată în termen? Că acolo avem nu. Un instant superioară. Putea să aprecieze șansa mai aplecat. Putea să aprecieze în limitele în care a fost sesizată cu apel, în măsura în care apelul ar fi vizat acest lucru. Apelul colegilor noștri a vizat chestiunea asta, însă curtea de apel a dat un menunț ăsta foarte sec, în sensul că tribunalul a descris în mod limpede și concis regulile pe care le-a aplicat și așa mai departe. Dacă vreți, cât timp conversați voi pe altă temă, o să caut exact dispozițiile din decizia pronunțată în apel, care reglementează treaba asta. Dar ne întoarcem. Problemele pe care le ridică această speță pe care am identificat-o și cu care m-am gândit să vin la această dezbatere sunt următoarele. 1. Cine răspunde? 2. Cum răspunde? Deci, cine răspunde întrebarea viza, răspunde societatea sau avocatul în culpă? Da? Acum, omisiunea avocatului, omisiunea, hai să vorbim direct românește, a pierdut termenul de apel. Bun. Treaba asta ce cum? Coșmarelor unui avocat să pierzi termenul, să spunem, pe aia dreaptă, totul până acolo. Da, corect, hai să ne menajăm. Ăsta este indiscutabil, aici nu prea cum poți să-ți faci apărări. Singurele apărări pe care poți să le faci vizează calificarea erorii. Este o eroare, răspund delictual sau răspund contractual? Răspund eu sau răspund cu ce o să o povestesc, că n-am dormit mult, dar cum am spus, a fost... Nu, instanța a invocat excepția din oficiu, dar și-a respins-o că era în al doilea ciclu procesual, unde calea de atac fusese executată în 15 zile, nu în 5, era un contract de achiziție publică și o răspundere contractuală. Și pentru că era în al doilea ciclu și trebuia să am egalitate de arme, ne-a primit calea de atac în 15 zile. Da, 5 erau beneficiari. Asta a fost găsirea inițială. Dar recunosc că jumătate din firele de păral pe care le-am în cap, de acolo vin. Mi-aduc aminte de procedura civilă veche,
Mi-aduc aminte că recursul se motiva odată cu declarația de recurs și apelul se motiva totuși la termen. Mi-aduc aminte de clubii noștri care plângeau când li se recalificau căile de atac, când instanța de recalificare apela fi în recurs, constata că e nemotivat, îl anula, era de vis. Ce le coveam cu asociațiilor mei care profesau materie civilă și de obicei aveam gură de aur la treaba asta. Mă rog. Să ne întoarcem. Deci, problemele pe care le pune antrenarea răspunderii avocatului, uite, deja începem cu, din întrebare, suntem oarecum misleading, da? Răspunderea avocatului. Hai să vedem, răspunde avocatul sau răspunde societatea? Contractual, eu am precizat perfect treaba asta, contra, fiind răspundere contractuală, iată că răspunde societatea. Dar acum, păcatele mele, ar putea societatea să existe un regres împotriva avocatului care a pierdut termenul. Ar putea să existe de